Maria Rotaru de la Direcția de Patrimoniu și Florin Urdea de la Poliția Locală sunt în vizorul primarului Marcel Romanescu după ce în subunitățile pe care le conduc treaba nu merge ca pe roate. De altfel, la o primă evaluare făcută la 6 luni, edilul a ținut să le arate că nu este mulțumit de activitatea lor. În momentul de față, poate surprinzător pentru unii, așa cum erau obișnuiți să aibă doar calificativ foarte bine, sunt și directori din cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu sau din direcțiile subordonate care nu au calificativ foarte bine. Sunt doi directori, domnul Urdea și cu domnul Rotaru, care nu au calificativ foarte bine. Pe moment e doar un semnal, am tras un semnal de alarmă. La ora actuală nu există niciun director din primăria municipiului Târgu Jiu care să primească calificativul maxim. Cel mai bine situat este, după părerea primarului, directorul de la Evidența Populației, Dan Laurențiu. Ceilalți au calificativ foarte bine, dar nu la limita maximă. Există adică unul la limita maximă? De care nu există. Nu există în momentul de față. Cel mai bun calificativ, cel puțin acordat de mine în această perioadă, îl are directorul de la Serviciul de Evidență a Populației, domnul Dan Laurențiu, de care sunt în continuare extrem de mulțumit și care pentru aparatul din cadrul primăriei este un exemplu de manager. Calificativele finale pentru anul trecut vor rezulta din media celor acordate de Romanescu cu cele acordate de Aurel Popescu pe timpul celor 6 luni de interimat.